Darwin provenea dintr-o familie de intelectuali înstăriți. Tatăl său era medic, iar mama o femeie foarte cultivată. În toamna anului 1826 intră în cercurile Societății de Istorie Naturală, ale cărei dezbateri promovau investigația științifică a cauzelor naturale, ignorând intervenția vreunei forțe divine. Este momentul crucial care îl va pune pe Darwin în situația de a alege între religios și nereligios. Totuși nu abandonează studiul teologiei, poate ca să nu-și dezamăgească de tot tatăl, și promovează cu succes examenele la științele teologice, matematica, limbi clasice și fizica, fiind clasat al 10-lea din 178 de absolvenți. În octombrie 1836, Darwin a început să-și formuleze propria teorie despre evoluția lumii vii. El îndrăznește să conteste că Dumnezeu a creat totul de la bun început, demonstrând că speciile s-au format evoluând dintr-un strămoș comun, iar teoria lui a găsit mulți adepți din rândul celor mai reputați oameni de știință britanici. Conform acestei teorii, speciile evoluează, adică sunt supuse unor transformări treptate, de la formele simple la cele mai avansate. Deci, strămoșii tuturor formelor vii de astăzi au fost organisme monocelulare. El a dovedit că trăsăturile ereditare decid asupra speciilor, iar lupta pentru supraviețuire se dă nu numai între specii, ci și în interiorul acestora, pe baza principiului supraviețuiește cel mai bun. Pe vremea lui Darwin nu exista alt contestatar în afară de Biserica Anglicană, pentru care orice îndepărtare de la textul biblic era inacceptabilă. Abia de curând, în anul 2008, actualul șef al Bisericii Anglicane a publicat o declarație prin care își cere scuze marelui savant pentru ostilitatea afișată față de teoriile sale. Tezele principale ale teoriei sale sunt că speciile se transformă treptat unele în altele prin interacțiunea următorilor factori: variabilitatea, ereditatea, suprapopulația, lupta pentru existență și selecția naturală. Variabilitatea individuală oferă material pentru acțiunea selecției. Este rezultatul corelației dintre organism și mediu, dintre modificările condițiilor de mediu și acțiunea factorilor interni specifici organismului. Ereditatea fixează variațiile și face posibil acumularea lor în cursul generațiilor. Darwin admite ereditatea caracterelor dobândite. Suprapopulație este creșterea excesivă a numărului de indivizi ai unei specii în raport cu mijloacele de trai. Lupta pentru mijloacele de trai dintre indivizii speciilor apropiate sau dintre indivizii aceleiași specii duce la supraviețuirea celor mai apți, care se reproduc preferențial. Selecția duce la trierea formelor mai bine adaptate și la accentuarea în curs de generații a caracterelor adaptive. Charles Darwin nu a dorit să publice aceste concluzii timp îndelungat, deoarece și-a dat seama de potențialele efecte ale acestei teorii, ceea ce putea crea îndoieli asupra existenței lui Dumnezeu. A reușit totuși să explice de ce omul și maimuțele au un strămoș comun,
o consecință a teoriei evoluției, dar care nici până astăzi nu a fost acceptată de creaționiști și de conservatorii religioși. Darwin este clasat al 11-lea în lista celor mai influente personalități ale istoriei. Teoria evoluționistă dominantă din mediile științifice actuale este neodarwinismul, care susține că evoluția este impulsionată doar de selecția naturală, care se bazează pe mutații întâmplătoare și procese impredictibile și fără scop, procese care nu au o direcție distinctă sau scop, incluzând aici chiar supraviețuirea speciei.